Într-o țară democratică, oamenii sunt egali în fața legii. Iar instituțiile publice sunt în slujba cetățenilor. Parlamentul este ales direct de oameni și reprezintă interesele lor. Astfel, pe lângă adoptarea legilor, acesta verifică dacă ele sunt implementate și produc schimbări spre bine, dacă banii publici sunt cheltuiți corect și dacă instituțiile publice funcționează cum se cuvine. Acest proces se numește control parlamentar. Mai multe autorități și instituții publice sunt supuse controlului parlamentar, inclusiv Guvernul Republicii Moldova. Parlamentarii pot anula acte sau demite funcționari a căror activitate este nesatisfăcătoare. Dar să vedem care sunt instrumentele prin care se exercită controlul parlamentar. Moțiunile exprimă poziția Parlamentului într-o anumită problemă de politică internă sau externă. Moțiunile simple pot fi inițiate de cel puțin 15 deputați. Cele de cenzură exprimă retragerea încrederii acordate guvernului și sunt inițiate de cel puțin o pătrime din numărul deputaților aleși. Deputații pot adresa întrebări și cere răspunsuri membrilor guvernului sau conducătorilor altor autorități publice. Interpelările se adresează guvernului sau unuia dintre membrii acestuia pentru a cere explicații asupra modului de rezolvare a unei probleme. Audierile parlamentare se organizează pentru a verifica funcționarea unor norme și pentru audierea și dezbaterea rapoartelor anuale ale guvernului și altor autorități publice aflate sub control parlamentar. În fiecare an, prim-ministrul, procurorul general, șeful Serviciului Informații și Securitate și alți demnitari prezintă în Parlament rapoarte de activitate. Unele autorități publice sunt audiate în comisiile de specialitate. Petițiile scrise de cetățeni către deputați sau comisii permanente, de asemenea, reprezintă o formă de control parlamentar. Avocatul poporului este numit de către Parlament pentru a apăra drepturile și libertățile cetățenești în raport cu autoritățile publice. Toate comisiile parlamentare pot efectua control parlamentar. În unele situații, această funcție este încredințată unor comisii de anchetă sau comisii speciale. Controlul parlamentar este necesar pentru a ne asigura că autoritățile statului își îndeplinesc atribuțiile cum se cuvine, iar legile și Constituția sunt respectate și aplicate. Pentru ca noi, cetățenii, să trăim într-o societate democratică în care legea e una pentru toți.